Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să deschidem chesturile. Avem aici două silver cu 148 de gold, avem o muschetiră și Royal Delivery. Încă un silver chest în care avem 133 de gold, Battle Healer și Barbarians. Ok, și mai avem aici un Giant Chest din Trophy Road, în care avem aproape 3000 de gold, avem Valkyra, mai avem Skeleton Barrel, Giant Snowball, 3 muschetiri și cam atât. Bun, hai să ne uităm un pic și în, și în shop. Avem aici un Golden Chest, care are și el 565 de gold, avem Goblins, Skeleton Barrel, Flying Machine și Bowler. Bun. Alte oferte interesante nu avem momentan. Ne uităm un pic și în, și în clan. Avem aici un Pest Royal gift și am și donat acel mega minion. Bun. Și vom continua cu... Între timp am mai progresat aici, am jucat câteva meciuri, am reușit o victorie la acest challenge, dar vom continua cu meciurile din War. Vedem că de această dată este mult mai strânsă competiția, cel puțin în primele 3-4 locuri, așa că haideți să ne dăm și noi meciurile și să încercăm să ajutăm clanul să mai crească un pic. Bun, începem cu deck-ul cu golem. Da, luăm deck-ul cu golem și hai să vedem cum ne vom descurca. O să încep cu Baby Dragon. Da, și deja vom pune golemul din spate. Punem aici și un Darth Goblin să ne scape de acei skeletons de acolo. Bun, și vom trimite aici în primă fază Zepis, după care Flying Machine-ul ar trebui să... Da, nu avem suficient elixir. Hai să trimitem atunci un Baby Dragon aici și Bandita pe partea dreaptă. Punem și Darth Goblin-ul și începem destul de rău acest match. El obține un avantaj destul de mare. Spunem Furnace-ul aici pentru defense. Și trebuie să-l atacăm pe partea dreaptă. Da, cu siguranță turnul din stânga e pierdut, nu să ne mai ocupăm de el pentru moment. Trimitem golem în schimb. Bun, și hai să punem mai degrabă Baby Dragon-ul aici. Și punem și Flying Machine. Băi, ce bun era un deck cu Eros în acest moment. Reușește câteva hituri Flying Machine-ul, dar nu câte aveam nevoie. Încercăm totuși un ultim atac aici cu Bandită, Flying Machine și Baby Dragon. Da, și reușim să doborâm turnul. Și astfel rămânem în continuare în joc.
un lepis pe partea stângă. Am aici un fireball. Și vom trimite pe golemul. Punem și furnace-ul aici. Punem zepis pentru a scoate acel firecracker. Da, și vom pune și flying machine-ul aici. Flying machine care trage destul de mult în... Da, destul de mult damage dacă e pus în spatele unui tank. Punem furnace-ul aici din nou pentru defense. Punem și bandita. Da, și scăpăm în viață cu... Aba, nu. Punem din nou golemul. Punem și zepis. O să pun și furnace-ul aici. Am nevoie de Baby Dragon. Pun și Darth Gablin-ul pentru... No, și pierdem. Pierdem primul meci. Să luăm deck-ul cu balon. Pentru meciul al doilea. Și trebuie să avem mare grijă. Pentru că dacă l-am pierdut, suntem scoși din acest duel. Suntem aici minions. O să pun și un lumberjack. Okay. Spune muschetira aici. Da, și ne dă damage destul de mult acel balon. Începem cu minions. Bun, hai să punem lumberjack împreună cu balonul și vom pune și Hell Spirit undeva în spatele lor. Și din păcate ne prinde cu acel tornado. Scăpăm de balon, dar totuși ne mai luăm câteva damage-uri de la muschetiră. Punem Goblin Cage-ul. Nu să mai treacă un pic de timp. În păcate, nu avem cu ce să atacăm. Băi, și mi-amintesc că era un deck destul de bun, cu care reușeam victorii. Acum, nu știu ce s-a întâmplat între timp. Dar nici măcar nu reușim să ne apropiem de turn.
pierdem și al doilea meci și singura noastră șansă rămân meciurile din battle. Hai să încercăm și aici. Începem cu deck-ul nostru clasic. Băi, aici ar trebui să câștigăm, sincer vă spun. Adică... dacă nici cu deck-ul nostru nu reușim victorie, e nasol. Bun, o să trimitem și Hog-ul. Nu! Ah, un freeze pus greșit acolo. Dar n-am fi rezolvat mare lucru, chiar dacă îl puneam pe turn. Pentru că a folosit acel tornado și ne-a tras în King Tower. Bun. Suntem destul de bine după primul minut. Singurul dezavantaj că i-am activat acel King Tower. Dar nu va fi o problemă. Punem din nou arcașele. De fapt, hai să punem Tesla aici. Da, merge destul de greu și acesta. Probabil va trimite balonul. Nu l-a trimis. L-a trimit acum. A, și preferat să-l pună cu Valkyra, pentru că aș fi dat acel... acea rachetă ar fi avut... câștig mai mare. Folosirea rachetei. Da, și în continuare scorul e foarte, foarte strâns. Joacă mult pe acei goblins. Dar... trebuie să ținem scorul strâns și să dăm o rachetă la final. Să mai încercăm un atac cu Hog-ul. Dăm și un freeze acolo. Oh, și-am pierdut. Da, ne scoate acest Giant Bomber. Bun, hai să dăm și ultimul match. Poate reușim cu acest ultim deck să obținem și noi o victorie în War. Începem cu Goblin Hunt-ul. Și avem un adversar de level, mă rog, are Furnace de level 12.
Ornosul, care e o carte rară, adică nu e foarte greu să o duci la level maxim. Și să punem aici un Knight. Da, și nu reușim să ne apropiem de turnul lui, din păcate. Reușim să-i doborâm turnul din dreapta. Surprinzător cu cartea care mie nu-mi place deloc, cu acel elixir golem. Bun, și obținem și noi prima victorie din acest War Day. O victorie destul de rocoasă, oarecum. Și asta e. Progresăm destul de puțin, dar progresăm. Cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa! Everything changes.